Incident grav în Motru, județul Gorj. Un băiețel de 1 an și 9 luni a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de la etajul al doilea al blocului în care locuiește. Copilul ar fi alunecat de la fereastra dormitorului. Deocamdată nu se știe dacă în acel moment în cameră se aflau și părinții săi. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. În paralel și Direcția pentru Protecția Copilului va face o anchetă privind condițiile în care locuia micuțul.